Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău și-a deschis astăzi porțile pentru elevii de liceu. Cu această ocazie, liceenii împreună cu profesorii au avut posibilitatea de a interacționa cu studenții și cadrele didactice universitare. Au vizitat cele două campusuri, amfiteatrele și sălile de laborator. Deci vă așezați unde doriți voi, da? Mai în spate, da? La voi profesorul ultimul, la celelalte grupuri era primul. În acest eveniment, Universitatea și-a prezentat oferta educațională într-un mod atractiv, astfel încât viitorii studenți să-și poată alege facultatea și specializarea care li se potrivește. Facem anual ziua porților deschise. Anul acesta revenim la normalitate, 2 ani a fost online. Încercăm ca pe parcursul a 5-6 ore cât vor putea rezista elevii de liceu în campusurile din Mărășești și Spirul Haret să le oferim din realizările noastre să vadă, să decidă, poate se orientează către Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Vom prezenta laboratoare, spații de învățământ, spații de recreere, astfel încât să îi atragem pentru o viață de studenți la Bacău. Noi mai avem acțiuni de caravană care va merge, caravana va merge în liceile din Bacău, Neamț, partea de nord a Vrancei, Vaslui, astfel încât candidații noștri să fie informați asupra posibilităților de studii la Universitatea din Bacău. Reprezentanții universității le-au transmis elevilor să-și aleagă cariera în funcție de ceea ce îi atrage cel mai mult. Bine ați venit la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, la evenimentul Ziua Porților Deschise. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la acest eveniment, care marchează buna colaborare între Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău și mediul preuniversitar. Evenimentul Ziua Porților Deschise prezintă oferta educațională a universității noastre în vederea asigurării unui real proces de consiliere și orientare în carieră. Faptul că ați ezitat la imnul internațional al studenților, al universităților, Gaudeamus, dar pe urmă v-ați ridicat toți în poziția ortostatică, înseamnă că veți fi studenți. Ați acceptat deja, asta înseamnă implicit că veți lua bacalaureatul cu bine și vă așteptăm pe băncile, cum se spune, ale universității noastre. Să căutați ceea ce vă atrage, ceea ce vă satisface. Cine face din jobul lui hobby, nu va munci niciodată. Cine are un job, o meserie, o profesie care și-a ales-o greșit și n-a avut curaj să renunțe la ea, va avea și satisfacție mai puține, realizări mai puține, iar munca va fi o corvoadă. A munci din plăcere este, în psihologia muncii, pârghia cea mai bună pentru creșterea productivității sau a realizărilor dumneavoastră. Știu că sunteți manipulați ușor de părinți, de prieteni. Ce vreți face, bunica vrea preot, normal, părinții vor medici, fiecare cu ce-l doare sau cu ce, la ce se gândește. Alegeți dumneavoastră și alegeți cu mintea, nu cu inima, adică alegeți cerebral, ca să trăiți cei mai frumoși ani din viața dumneavoastră. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții ai Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Singura constantă a vieții este schimbarea. Așa că voi, la acest moment, sunteți fie în clasa 11, fie în clasa 12 și vă pregătiți
pentru următoarea schimbare din viața voastră. Evident, așa cum spunea și domnul președinte, orice schimbare trebuie acceptată pentru că va veni oricum, însă trebuie și pregătită cu o serie de informații și cu tot ce vi se oferă din orice mediu pentru a putea să decideți singuri ceea ce vă place, ceea ce iubiți și ceea ce considerați că este bine pentru voi și de ce nu și pentru comunitatea din care proveniți. Toate cele 5 facultăți ale Universității Vasile Alexandrii din Bacău și-au prezentat specializările, iar unii studenți au dat mărturie despre viața de student. Nu putem să nu discutăm despre inginerie în era tehnologiei. Este evident că noi, ca și centru universitar, ne-am pregătit și suntem apti să oferim studii universitare începând de la inginerie, management, mecatronică, energetică și știința calculatoarelor, ingineria și managementul sistemelor industriale, ingineria mediului, inginerie mecanică, inginerie chimică și alimentară. Aici v-am enumerat departamentele în care este împărțită facultatea noastră și la fiecare dintre aceste departamente avem în total 13 programe de studii. Facultatea noastră este o facultate umanistă care acoperă necesitățile pe domeniul filologie, comunicare și științe ale educației. Prima întrebare firească este: de ce facultatea de litere? Răspunsul, Ana Maria? Pentru că facultatea de litere ne oferă o gamă largă de programe de studii și pe lângă aceasta avem și practică. Practica pe care putem să o desfășurăm în cadrul radioului UNSR, dar și a studioului din Academic TV. Și pentru că întotdeauna competențele lingvistice reprezintă un atu, indiferent de domeniul în care alegeți să profesați. Au urmat apoi Facultatea de Științe și Facultatea de Științe Economice. Toate programele de studii din cadrul Facultății de Științe, desigur, sunt acreditate. În cadrul facultății noastre, vă invităm să urmați unul dintre domeniile de licență, cum ar fi biologie, matematică sau informatică, învățământ cu frecvență sau învățământ cu frecvență redusă. Vă atrag atenția că la Facultatea de Științe perioada de admitere va fi între 4 și 28 iulie, vorbim de sesiunea de admitere din vară, iar admiterea va fi exclusiv online, ca în toată universitatea de altfel, pe baza unui concurs de dosare în care, bineînțeles, că se va ține cont 100% de media la bacalaureat, așa încât vă doresc succes. Ce avantaje mi-a oferit această facultate, după părerea mea? Simțul comunității și, în al doilea rând, profesorii au fost destul de îngăduitori și foarte calzi și m-au ajutat de fiecare dată față de un centru universitar pe Cumiași, unde la 100 de elevi nu stă profesorul ca să discute cu tine, să zic așa. În această universitate am putut ca să întreb pe fiecare profesor în parte și să cer ajutorul lor individual. Oferta Facultății de Științe Economice se concretizează în 3 programe de studii de licență și 3 programe de studii de masterat. Cele 3 programe de studii de licență sunt administrarea afacerilor, contabilitate și informatică de gestiune și marketing. La finalul celor 3 ani de studii veți obține o diplomă de licență în științe economice, în cadrul căreia vor fi stipulate domeniul respectiv specializarea pe care dumneavoastră l-ați urmat în timpul facultății. Până la urmă, nu contează ce domeniu vă alegeți, important este să bifați studii universitare de licență. Existența acestora vă va ajuta atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere social. Economiștii pot fi numiți, fără modestie, adevărați doctori ai societății, și anume a întregului sistem social, deoarece eficiența oricărei organizații depinde de munca acestora. Este o meserie de prestigiu, o meserie care acoperă o plajă extinsă de domenii și una care este destul de căutată și foarte bine plătită. Facultatea de Științe Economice reprezintă cadrul prielnic pentru dezvoltarea dumneavoastră atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății este una dintre cele mai căutate. Facultatea noastră
Este o facultate practică, ca programe de studii nu avem foarte multe, dar avem foarte bănoase. Kinetoterapie și terapie ocupațională, educație fizică și sport și performanță motrică. Ce puteți deveni? Vedeți, ne caracterizează și modestia. Azi avem emoții. Am scăpat de ele, o parte din noastră că dormiți, poate vă treziți puțin să fiți mai vese. Avem trei departamente, educație fizică, performanță sportivă, care managerează tot ce înseamnă educație fizică în școli, tot ce înseamnă antrenori, tot ce înseamnă coaching, tot ce înseamnă personal trainer în afacerile private, în ONG-uri, în asociații sportive. Avem departamentul de kineto și terapie ocupațională, kinetoterapeut și terapeut ocupațional. Unul din domeniul știința sportului, kinetoterapia, iar celălalt în domeniul psihologiei, terapeut ocupațional. Suntem prima universitate din România care a introdus profesia de terapeut ocupațional în această țară. Vă spun pe scurt o mică poveste a studenției mele. Nu voiam să aud de facultate la GPU și cu siguranță mulți dintre voi nu vreți facultate. Vă gândiți, de ce să mai fac atâta școală, corect? Așa este. Însă, cu ajutorul universității, vă puteți dezvolta foarte mult. Adică eu am fost ca voi. Nu voiam. Dar m-am dezvoltat foarte mult. Pe toate planurile. Am învățat că pot să fac lucruri pe care inițial nici nu mă gândeam că le pot face vreodată. Unii elevi spun că vor să devină studenți ai Universității Vasile Alexandrei din Bacău. Chiar a fost foarte interactiv totul. Videoclipurile chiar începeau să atragă restul persoanelor. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult e pe chestia pentru buget și taxă. E, poate să ne ajute foarte mult pentru a ne introduce spre o universitate și pentru a ne deschide calea pentru un loc profesional și să știm ceea ce ne dorim. Kinetoterapia mă atrage, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății și a fost interesant. La anul, sunt clasa 11. La început am vrut ceva în marketing, pentru că sunt pe tehnicia de administrație publică, dar acum am schimbat. Nu mi-am dorit cel drept la Bacău, dar mai văd. De ce? Spre ce facultate este îndrept? Nu. La inginerie mă gândesc puțin. Încă nu știu, nu sunt decisă. Din ceea ce ai văzut până acum? Nu. Nu cred că rămân în Bacău. Plec, cred, la Iași. Deocamdată nu. Din ceea ce ai văzut, ce te-a atras? Mă mai gândesc. Cu sportul, mă pasionat foarte tare. Vrei să vizitezi campusul universității? Da. Să vezi? Da, mă mai uit. Am venit cu, să zicem, vreo 60 de elevi. În mare parte din ei interesați de eveniment. Sunt sigur că tot ceea ce s-a prezentat la această universitate va fi de interes pentru toți și când va fi momentul să aleagă, cred că vor alege și Universitatea Vasile Alexandrei. Elevii au vizitat campusul universității și laboratoarele. Aici sunteți în laboratorul de stații electrice, în care studenții sunt pregătiți pentru a învăța să utilizeze, să proiecteze, să construiască stații electrice. Stațiile electrice sunt folosite atât pe lângă centrale, dacă vă uitați aici. Uitați-vă, vedeți o centrală și lângă centrală este o stație electrică. O astfel de stație folosește pentru a injecta energia produsă de centrală în sistem. Acțiunea Porți Deschise se încadrează într-un proiect mai amplu, Luna Porților Deschise la Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău, când grupuri de elevi și profesori, atât din Bacău, cât și din celelalte județe apropiate, vor vizita universitatea și vor avea ocazia de a cunoaște mediul academic.